L-am bătut și am câștigat. Wow, după ultimul loc pe primul loc, frate, primul meci. Și F1, parcă să nu știu. Hai să ne alegem, stai. Schiză, FM și... Păi da, o să se mai aud acum sunetul de la joc? Da, se aude. Sigur? Da, da. Că și era pe aici ceva. Zi mă, bossule. Da, mă, se aude. O să se audă sunetul? Jocului, da, că te-ai dat de când mă la placa video, la placa audio în sine, să nu mai auzi cu sunetul afară. Ah, la boxele laptopului, la oameni. Da, ele registrează în game, sau nu. Ok, că după aceea se suprapuneau sunetele. Fraților, sunt aici cu Schiză, cu prietenul meu. Salut, și facem primul match de gaming de pe acest canal, de pe canalul Mire TV-o. Eu joc de foarte mulți ani League of Legends și astăzi vom juca TFT. Adică jucăm deja. Este primul match, așa că este un pic de probă. Vreau să le explic aici la oameni. Încercăm să jucăm Mage Ocean. Nu știu dacă ați mai jucat TFT sau câți dintre voi jucați, dar mie îmi place modul ăsta. Acum jucăm pe PB. Pe contul normal sunt Platinum 4 la TFT. Aici suntem în gold. Dar jucăm PB pentru că Schiză e level mai mic și rank mai mic și nu putem să jucăm împreună pe cel normal. De aceea jucăm pe PB. Mi-a dat 2 trash și un Vladimir, da. Nu trebuie să forțăm, vedeți, am 10 gold, trebuie să ținem banii. Să facem, să ajungem la 50 pentru a beneficia de bonus. 5 gold pe rundă. Nu-mi place ce mi-a picat. Dar nici nu voi da reroll. Trebuie să pierdem, ca să luăm o spatulă. Adică trebuie să pierdem, mă rog. Putem să jucăm mai multe strategii. Eu joc strategia acum să țin banii, nu dau roluri. Pierdem și apoi voi încerca să iau o spatulă. Și să facem cu picătura, să facem un item din ăsta. De magicieni. Pentru că vreau să joc, v-am zis, 6 magi, 6 magicieni cu... 2 Warden și 4 Ocean. Schiză... Unde ești? De aici, pe ultimul la 94. Fac eu time, are Nicu. Eu am Otto TV-o. Dacă vreți, dați-ne alt. Să jucăm împreună, pe fete. Bineînțeles că cu lui e sau cu acela. Da. Ne găsesc, băieții. Ne scriu dacă vreau. Da, am o situație foarte nașpa. Nu pică niciun mag și niciun ocean. Cam nasol. Gol ai? Am 21 gol. Tu? 12. 12? Ai dat rol sau ai băgat în level? Chiar după cum vedeți, sunt la level 3. Mai avem 2 puncte de rol, care sunt în level 4. Mai adăugăm un campion. Încă n-am băgat niciun ban. Aici putem să băgăm bani. În level. Cumpărăm experiență, costă 4 gold. Și refresh-ul 2. Să ne dea alți campioni pe tablă. Deocamdată facem economie, mai avem aici un match în afară de ăsta și după aia mergem la carusel. Să vedem la carusel ce prinde. Dar trebuie să fiu pe ultimul loc, să pierd toate meciurile și Schiză ăsta e mai prost ca mine. Schiză! Câștigă-mi puii mei! Ce dracu, pierzi tot? Eu trebuie să pierd tot. Să nu-aș spatula dacă ești înaintea. Mă trebuie neapărat spatula. Da, și-o pui pe ăsta.
Nu vreau să fac asta, mă. Ce să panichinim? N-avem campioni. Uite, trebuie să bag 4 campioni, frate, și jocul 3. N-am nimic cumpărat. Jocul 3 campioni. Și am și picătura cu ăsta mare. Dar trebuie să o vând. Spatula. Itemul de mage. Și după aia să-l pun pe... ăla. Pe Malphite sau pe... sau pe altul ăsta, să fac mage. La Malphite e cel mai bun. Și de dor cu ultima ta. Wardă din 999 armă. Bun, lasă-mi eu. Da, ia și altceva. Arhitectură. Carma. Carma, iau. Yes, las. Și acum am fac ăla de mage, îl pun pe trash. Îl fac și pe trash magician. Și când mai fac încă un trash de level 2, îl vindem și luăm itemul și punem pe Malphite. Da, bineînțeles, între timp trebuie să ne pice și un Malphite. Sunt 6 magi în joc și ca să iau bonusul îmi trebuie 6 magi. Deci... dar dacă îmi fac un item din ăsta de magicieni, îmi trebuie decât 5 magi. În Italia, care e și ea mag. Aoleu, și ăsta e mag. Băi, ești nebun? Păi nu-l mai vând atunci pe Veigar, frate, fiar. Hai să vă arăt cum fac. Funda viitoare. O să-l vând pe ăsta și o să pun picătura pe Veigar. Și Veigar, pentru că deja este mag, o să-mi arunce item înapoi pe bancă. Și o să-l țin acolo, să-l folosesc pentru cine te... Dar momentan trebuie și l-am de level 2. E singurul de level 2 și trebuie să-mi țină. S-ar putea să pierd din ea, pentru că echipa este foarte slabă acum. Nu am sinergii din astea aici pe stânga. N-am nici de level 2. Nu decât pe trash. Ah, uite, joc fac eu time. Da. Phil, ne luptăm! Da, pare ok. Jau. Bă, cât rezistă leona aia ta, frate. Cât rezistă leona. Da. Ionuț are aici flow ăsta, gheara. Și dă 50%. Cum ai gerezis? 50%? Înainte avea 90%. Da. Au... Și mai slabă. Bun, hai să-l aruncăm pe 3 și să fim și mai slabi decât suntem. Și să punem picătura pe ăsta. Și poc, ne-a aruncat aici, nu vedeți? Pentru că ăsta e deja mal. Bun, și trebuie să-l punem în locul ăsta. Și avem... acum avem 3 match și 3 ocean. Perfect. Perfect, dar avem pe toți de level 1. Important este oricum că avem bani. Avem 44 gold. Cât ai schijă? 28. Da, pe trebuie să bag și eu. Ce level e, 6 sau 5? Da. Eu n-am ce să-mi bag în teren, de-aia nu băga în level. Cred că dau un hyper roll acum. Hai să mai pierd un pic și dau un hyper roll. Eu cu schijul ăsta e cea mai slag. Momentan. Uite, aveam pasta cu bancă. Bine, 4 mage nu modifică prea mult situația, însă... trebuie să ne asigurăm că omorâm ăștia. Și de-aia am băgat în level. S-ar putea să ne omorâm. Am emoții. Oh, am 5 de level 1. Vai de mine. Vai de mine. Hai Veigar, dă-i. Dă-i de două ori cu ultimata. Una. A dat Talia de două ori cu ultimata. Magii au double cast. 50% șanse. Da, bă, frate, nu l-am omorât pe ăsta. Mamă, asta e cel mai slab meci al meu.
prima dată când înregistram. Și cel mai slab meci. Hai să dăm Hyperroll, 59 gol, LeBlanc, LeBlanc, ieși asta magician, o luăm, Palia, LeBlanc, avem pe LeBlanc level 2, înlocuim cu ăsta. Bun. O păstrăm pe Palia pentru că are CC, are stun. Îi aruncă în spate. În geniu Palia, ne oprim, 41. Gata, gata. Stop, stop, stop. Și pot să mai bag un level acum. Da, îl bag și pe Veigar, să avem 5 match și după match, după aia l-așteptăm pe Brand. Da, îl aștept să vină Brand. Itemele sunt nasoale, nu sunt de ce joc eu aici, de magicien. Ia uitați, Bloodthirst, Giant Slayer, Infinity Edge, astea sunt bune pe Assassin, sunt bune pe ADC. Își de cum pe magicien. Trebuie foarte multe picături și roaduri, Road of Ages. De fapt nu, Road of Ages. Roadul la mare de AP. Bun. Furăm pe Talia mare, nici văzusem. Avem nevoie de din asta. Hai să-l băgăm și pe asta. A venit! Yes! Nu! N-am apucat să-l schimb! Dar nu contează, mi-a venit. Ocean, mage. Zero gol. Foarte repede să duc banii. La un moment dat aveam 64. Da, o să pierdem și acum. 54 de puncte. 40. Ăsta merge. Nautilus mai merge făcut magician. Dar totuși îl așteptăm pe Malphite. Malphite are stun mai bun decât Nautilus. Și Nautilus are stun, dar decât pe unul. Uite că a venit Malphite. Yes! Și Nautilus de 2. Bun. Acum, vedeți, am 5 magicieni. Nu e bine. Schimb pe ăsta prima dată. Pe ăștia 2 îi las că sunt mari. Pe ăștia 2 îi las că sunt ocean. Și trebuie să-l băgăm neapărat pe ăsta. Dar nu putem să-l băgăm, așa că-l băgăm pe ăsta. Să facem mountain-ul. Malphite. Și facem și magicienii. Pam! Gata, fraților, am făcut și magicienii pe Malphite. Și l-am făcut magician. Și acum trebuie să-i pun iteme. Pe ăștia doi trebuie să pun iteme. Pe Brand și pe Malphite. Să trebuie să măcare. Ce mă uite că stau cu... Vega nu trebuie, nu trebuie. Mă ftică stau cu ăsta, și uite să-l bag. Cu ăștia doi, de fapt. Să fac și 4 ocean. Îmi trebuie level 8. Să-l bag și cu ăștia. Perfect. Deci trebuie să mai strângem bani pentru 2 levele. Și după aia ne oprim, Hyper Roll, tot acum. Luăm picătură, pentru că, după cum am zis, nu trebuie picătură. Deși era un Brand aici, dar avea... Aia nu e interesant. Perfect, și cu picătura și cu AD am face un item. Sojin. Sojin e bun. Cum te știi că tu? Iar trash, îl facem de level 2. Deci ăștia doi trebuie să-i bag urgent. Urgent, urgent. Hai să punem pe Brand. Să dea ultimată mai repede. Să-l punem aici. Să-l punem aici. Să-l punem aici. Nu, eu trebuie să-i bag pe ăștia doi. Urgent. Da, dacă nu pierd. Quicksilver, hai să punem și pe ăsta Quicksilver-ul. Așa, să nu-și mai ia CC. Uitați-vă acum la asta, nu stai. De două ori. Una, două! Așa cu schiză chiar! Schiză! Fii atent cu stare, mi l-ai omorât. Hai Brand, în tine stă speranța, două ultimate. Una după alta, bum bum.
canci, asta da decât una. Nu contează, să mori. Cum dracu nu mori? Bă, văd, dar bă, că mori. Tu nu vezi. Aoleu. Ia suntem întrebuși și pe ăsta mare. Acum trebuie să mai dăm hyper roll. Dar fi cu una de doi. Bun. Și băgăm restul de bani în level. Când l-adăugăm și pe ăsta o să fim baștani. E prea o pe build-ul ăsta. Am descoperit acum câteva zile, am ieșit mai pe locul 1 și 2. Mai așa intenționez să joc. Bine, acum l-am cam forțat, nu mi-a dat nimic și am forțat, am pus pe la greșel. Dar o să ne revenim, o să vedeți, iau, uitați cum e curăț. Asta era pe primul loc. Dar nu, e al doilea, obișnuit. Am rupt, mai am 1, 2, 3, 4 în viață. Deci Schizer nu e singurul pe care l-am distrus. Acum o să-i distrug pe toți. Schizer pierdut. Cred că o să iasă. 2 Malphite! Wow! Level 2 Malphite! Frate! Vladimir, ce asta? Trebuie să blocăm. Trebuie să blocăm. Malphite level 2. Hai să vedem ce ne dau acum. Ce ne dau lupii ăștia. Picătură și magic grip și ape. Picătură și ape. Picătură, perfect. Gloves, armură și ape. Ha. Trebuie să facem un Guardian Angel aici. Dar nu, cred că nu interesează să reînvie cineva. Un Spear of Sojin ăsta, ar fi bun. Așa, hai să cumpărăm. Am de cumpărat. Ăsta, da. Mai trebuie două LeBlanc și o facem de level 3. Asta trebuie să-l dau la... Îl pun și lui. Ah, n-am să mai pun pe Vladimir, dar n-are nimic. Bun, fraților, haideți că jucăm cu Ronanin. Ăsta are 2 de level 3. Uitați-l pe Malphite cum îmi dă. Nicio șansă. Hai, Malphite, încarcă-te o dată. Una. De cât una, om? Hai, că mai avem pe Brand aici, în spate. Păcat că e de level 1. Trebuie să facem de level 2. Uitați cum sare ultimata cu Brand. În toți. Într-un, într-altul. Câștigat iar. Am ținut la 40 de puncte, n-am mai pierdut. Suntem la 4-a victorie la rând. Schiz a pierdut iar, vedeți aici, aici sus. Schiz, Druid, Woodlander, Lunar, Mystic, Warden. Yes, în sfârșit. Asta de level 2. Syndra. Și level 7, mai băgăm unul. Perfect. Și ăsta o tragem aici. Vreau să-l pun pe Brent, să-l uitați cum fie viața. Îl pun pe chestia asta aici. Un Cotalia, a. E blank Brent. Trebuie să mai strângem bani pentru level 8 ca să-l băgăm și pe treci. I-am distrus și pe ăștia. Uitați-vă, frate, i-am pe toți în viață, l-am vrut niciun 2, 3, 5, 6, 7, toți în viață. Să încercați și voi, vă zic, e genial combo-ul ăsta. Exact jucătorii ăștia să-i luați pe care i-am jucat eu acum. 6 magi. Și când îl băgăm pe 3 și o să facem și 4 ocean și să se încarce mana și mai repede, ia să vedeți. De-aia vreau să-l bag și pe 3 și ne-am făcut. Și vă trebuie level 8, deci nu trebuie să cumpărați până la level 9. Ceea ce e bine, că rămân mai mulți bani de reroll-uri. Roll, roll. Nu îmi trebuie niciun match altă. Vei ce m-am făcut, deja nu mai știu. Am dat un rol, vedeți, că am, aveam 12 gold, acum am ajuns la 10, nu mai dau. Și
Și nu cumpăr nimic, nu trebuie nimic. Bine, la level 9 mergeau să facem 4 Warden, că 4 era 1. Dar n-ajungem la level 9. Îl cumpărăm atunci dacă e. Acum strângem bani. Am păstrat 10 gold ca să beneficiem de bonusul de 1 gold. Iar la 50 gold beneficiază de 5 gold bonus. După 50 nu mai beneficiem tot 5 gold, adică. Caruselul. Trebuie bună sparing love aici. Sparing love, ce să nu iau nouă, băieți? Nu iau sparing love, nu? Da, și punem pe LeBlanc, că trebuie să aibă și LeBlanc un item, sau, mă rog, ăsta suferă mai mult de un item, suferă un item jumate sau chiar două. Dar trebuie să avem ceva pus pe LeBlanc ca să forțăm să ne dea la level 3. Ne mai trebuie două LeBlanc. Înțelegeți voi? Ia uite, am avut și 20 gol, perfect, nu cumpărăm nimic. Și punem aici asta. Pa. Și ba. Și avem un item jumătate. Asta e. Așa, dar să... A, uite, asta oferă ceva bonus. Chestia asta. Și l-am pus la mijloc, dar după aia o să rearanjăm trupele. Ca să beneficiem de atac speed bonus. Uitați-vă la Melfai, bum, bum. Acum ești de level 2. Acum o să rup. Doamne, frate, cum îi rup! Băi, rupe toți, să moară Franța, de nu câștig. Am avut cel mai slab început. L-am bătut pe ăla după locul... A, nu, ăsta era slav. E sub mine acum. Am ajuns pe locul 4. Încă un Malphite, dar nu ne trebuie pentru că nu stăm să strângem. Malphite, level 3, n-avem nicio șansă. Sau poate avem șansă, dar ne trebuie banii. Ăștia 30, nu mai cumpărăm nimic. Am cumpărat-o pe Talia, o avem două. Asta ne trebuie neapărat. După ce introduc și pe ăsta, după aia o să dau roluri. Să o găsim pe aia. O găsim pe LeBlanc. Am uitat să o pun aici. Dar n-are nimic. Oh, pe ăla după primul loc. Mă bat. Așa. Hai, Malphite! Nu mai are viață. Ha, l-a rupt. Are Nasus level 3. O... Locket. Locket. Iron Solari. L-am bătut! L-am pupat. Nu mai ești pe locul întâi. Ronani. Un LeBlanc! Este, mă! V-am zis că dacă pui item pe LeBlanc îți mai dă. Și acum mai avem nevoie de una singură. Oh, și avem 40 gol. Perfect. Și luptăm și cu ăștia, putem să așteptăm, să mai beneficiem și după aia băgăm toți banii în level. Îl băgăm și pe trash. Și restul de bani dăm reroll-uri, să ne mai pice o LeBlanc. Și avem build-ul perfect. Îmi dă ăsta, frate. Îmi dă Malphite magician. Doamne, nu mai ai trebuie tâmpite. Red buff. Red buff merge. Pus pe cineva. Cineva care atacă. Cineva care tâmpește, să zicem. Care atacă mai repede. 0.65, 0.65, 0.7. Perfect. Ba nu, las că punem pe asta. E tank. Așa, și băgare pe zelănuții. Și introducem și pe ăsta. Gata, avem build-ul perfect. 6 magicieni, 4 ocean, 2 mountain și 3 warden. Și putem să mai ajungem la level 9, să mai băgăm pe Amon, care tot warden, să facem și 4 warden. Văd aici la warden că au mărit bonusul, iau uitați, nu este 99, 36.
Dacă ai 250, dacă fac 4, am 300. Schijau, cum rezești? 12 puncte. Okay. Ai ieșit? Unde ești? 12 puncte. Ai jucat cu oameni. Ai pierdut? Da, ai ieșit. Păi da, dacă pierdeai... 6. Mi-a dat un crystal lui Avatar. Lux. Ce să fac, să o iau? E bun. Ai pe ce să fie, că îți dă, îți dă un bonus. Poate îți dă Warden bonus. Embrace the Ethereum. Da. Cristo. Nu, că scoți Magic. Știam. Ah, da. Dar vreau să văd ce bonus am. Deci asta maxim damage. Deci asta maxim damage. Nu ți-e ba, deci dă, trebuie să mai dau un loc. Da. Eu vreau din asta. Când o să pierdem, o să dăm rolul. V-am promis că dăm rolul, să contăm pe Leblanc. Facem de level 3. Dar uitați cum îl rup, fraților! 2, 4, 6 în viață, mai mare decât 1. Mage Nami Boss. Aaa, și-a făcut ăsta Mage Nami oare? Așa e genială. Geniale. Hai să căutăm pe Leblanc. Dați-mă Leblanc. Leblanc. Două talie. Talie, butelie. Îmi trebuie o Talia și o Leblanc. Ca să ne facă level 3 pe unde. Încă o Talia, yes! Level 3, Talia. Dar nu am niciun item pe ea. Nu contează oricum, îi rup. L-am rupt și pe ăsta. Sunt pe locul 2 deja, băieții mei. Locul 1, gata! După ultimul loc, pe primul. Așa îmi place. O, uite unde ăsta de magician! S-o fac pe Lux magician, dar nu am băgat încă. Și nu știu dacă îi fac loc. Da. Până una alta e să luăm din ăsta. E foarte bun. Vrăjile pot da crit. Critical. Și atunci, care e cea mai bună vrajă? Ori pe Malphite, dar Malphite e full. Stack. Are 3 iteme. Ori pe Brand, bineînțeles. Sau pe asta de level 3. Da. Are... Hai să spunem de Brand. De marmuți. Să căutăm un... Vinde pe Lux. Leblanc. Lasă-mă că am bani. Să căutăm Leblanc. Cu două, Syndra. Mamă, câte Syndra. O, am de level 3. Și mi-a făcut-o, n-a apucat să o page. Uite, am două de level 2 pe bancă. Și n-am item nici pe asta. Dar nu contează, de level 3. Uite cum dau, uite cum dau. Magnific, frate. Fraților, dacă jucați și voi TFT, chiar vreau să joc cu voi. Dați-mi, lăsați-mi comentariu la clip mai jos și... Vă dau datele mele. Pe cine? Pe Brand. Da, păi aștept. Ce trebuie dacă nu-mi dă. Mamă, l-am stat, am câștigat. Dar am câștigat. Acum toate vor fi zis, mă știndem decât că mi-a dat-o pe Leblanc, level 3, căutați și Syndra level 3 și Leblanc și Talia. Și am mai dat un din ăsta. Așa, în dreapta, eu așa îmi place să-i aranjez, în dreapta pun ce am jos, dublurile și în stânga ce vreau să-i introduc în teren. Îmi dă două Crystal Lux din nou și n-am bani să iau. Dar nu cu cui să bagă pe Crystal Lux, frate. Trebuie level 9. Da. Hai Brand, 1, 2. Este unul, mi-a dat Brand 2 ultima. Adică stai, că e șansă 100%. Da. Wow, l-am rupt. L-am distrus, fraților, și pe ăsta.
Ce zici, Chris? Îți place build-ul meu? Da, merge mereu. A fost, dar i-am dus la un alt nivel. Brand. Nu ar bine, nu-ți mai trebuie. Nu, trebuie un brand. Foarte mică. Brand! Nu mai ajung eu până la nivelul următor, fain. Bă, un brand! Păi da, cum am bani. Bă, un brand! Asta e cel mai mare upgrade pe care îl pot face. Alt upgrade nu se mai pot face până la 16. Pune-l, pune-l pe brand. Ia-mă pus. Item-ul ăla. Dar cum să-l pun pe ăla pe brand, mă? Bă, lasă-mă, poate. Te joci cum te joci, mă joc, nu știu eu. Pune-l pe un tank. Să nu ascultați pe sprijin. Da, dacă îmi dă ultima, te dăm tot. Ce dată? Ăla nu e pentru dat, e pentru luat. Reduce the attack speed of nearby enemies. Adică e ăla care se bagă între ei. Înțelegi? Nu e chiar cu ăla. Nu vă luați după sprijă, că îmi luați prostie. Da, deci... dacă ajungeam la nivel 9, am omul. Era al patrulea barbă, dar nu mă ajunge, vă garantez, pentru că mai decât omul și mai repuși pe puncte și l-am bătut și am câștigat, wow, după ultimul loc, pe primul loc, frate, primul match. Ok, fraților, vă mulțumesc foarte mult dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal pentru că o să mai urmeze și alte clipuri de genul acesta. Îmi place foarte mult jocul acesta, spuneți-mi în comentarii dacă vă place și vouă. Eu sunt Otto, v-am pupat, până data viitoare, numai bine, ciao!